Ce se află deci în spatele acestei isterii create de sindrofia din weekend de la Bran? La finalul celor două zile, o singură certitudine a fost o petrecere a unor bogați, de care s-au lipit și numele lui Elon Musk și Angelina Jolie, nevăzuți la față totuși la acest eveniment. Au dat o petrecere atât de misterioasă încât s-a știut cam tot despre desfășurarea ei cu Florin Negruțiu. Salut, Florin! Mersi tare mult că ai venit. Bună ziua! Despre ce mai ai discuția, de fapt, după această petrecere din weekend? A fost sau nu a fost Elon Musk? S-a ținut sau nu petrecerea asta? A fost o petrecere de Halloween? A fost altceva? Ce contează, de fapt, din toată povestea asta? Cine suntem? Cine contează, de fapt, cine suntem? Uite, Elon Musk promovează turismul românesc chiar și în absență. Da. Ceea ce nu poate să facă, de pildă, Ministerul Turismului. Păi, sau uite ce e la turismului. Acum, luni. Da. Uite, în imaginea pe care le vedem, Musk, da, hai să vedem imaginea turismului din România, pentru că uite, turismul din România are și o parte domestică, internă, nu trebuie să e vină neapărat toți luni turiștii străini. Iar oamenii ăștia probabil au văzut știrile în weekend și vor să vadă și ei vampirii de la Bran. În rest, ce să zic, bălăcăreala românească cât cuprinde astăzi, jumătate de internet românesc, face de o cară jumătatea cealaltă care a vorbit în ultimele două zile de Elon Musk. Fără să înțelegem, de fapt, despre ce vorbim aici. Este o petrecere privată, niște miliardari s-au gândit să vină să facă o petrecere de Halloween, unde, într-o țară a ororilor, cum este România, și ne place sau nu, cam așa suntem, cam ăștia suntem. Cam ăsta este singurul nostru brand care ne poate scoate în momentul ăsta în lume. Și în lumea întreagă. Acum, branduri mai mici și evenimente și oameni care să vorbească de România sunt destui. Dar un brand care să aibă suficientă forță ca să atragă privirile întregii lume asupra României este Dracula. Îți place sau nu îți place, ne place, vă place sau nu vă place, ăsta este. Uite, spun o poveste personală, dacă îmi dai voie un minut. Da. Eram acum ceva ani în America, în mărețul stat Colorado, și ajung într-o, cum se numește, în ținuturile indiene, ce numeam noi când eram copii indieni, Native American se numesc asta. Și într-o rulotă, un bătrân și o bătrână, amândoi nativi americani, indieni, da, mă întreabă, Bună ziua, mă întreabă, da, tu de unde ești, de unde veniți? Și eu zic, din România. S-a uitat extrem de contrariați, pentru că era clar că nu auziseră în viața vieților lor de această țară. Și din aproape în aproape le spun, știți, eu sunt de fapt din Transilvania. În momentul în care am spus Transilvania, oamenii ăștia doi, niște bătrâni așa la 80-90 de ani, da? Un el și o ea, măi, au început să râdă, le curgeau lacrimile pe obraj, nu o să-i uit niciodată, pentru că ei se uitau la un serial de desene animate în rulota lor despre Hotel Transilvania. Da? Și uite cum am reușit noi să stabilim un loc, un background comun, să fumăm pipa păcii, nu să ne împrietenim, să vorbim despre vampiri și despre povești de genul ăsta, dar a fost singurul lucru care ne-a apropiat, pentru că vrei, nu vrei, acest mit Dracula este mult mai puternic decât orice frunză și orice brand de țară care s-a făcut în ultimii 30 de ani. Dacă suntem deștepți, putem folosi acest brand, acest mit în folosul nostru pentru a promova România chiar în zona asta a turismului horror. Sunt nenumărați oameni pe planeta Pământ care ar da bani bun ca să facă lucrurile astea aici. Dar ca să ajungă aici, știi, îți mai trebuie ceva. Oamenii ăștia au venit cu elicopterul, nu au rămas blocați pe Valea Prahovei. Ca să-i duci la Bran, trebuie să treci pe la Comarnic. E, la Comarnic este adevăratul film horror, sau la intrare în Bușteni. Chiar glumeam în weekendul ăsta, bine că vin miliardarii planetei în România, dar ar domnul să rămână blocați undeva pe Valea Prahovei, poate se vor enerva și în felul ăsta vor construi mult așteptata autostradă. Câți ca tine, și toată lumea a gândit la fel ca tine. Acum, ăsta este nivelul de disperare, dacă putem să-i spunem așa, Florin, toată lumea se uită deja, nu mai aștepți nici ministrul transporturilor, nici guvernul, aștept să vină Elon Musk să-ți facă drumuri, că acolo ai ajuns, deci nu mai, cum să zic... Dar noi sperăm tot timpul că ne pică ceva. Ceva, de undeva. De undeva ne pică ceva. Noi nu prea știm să construim noi înșine, prin noi înșine, și atunci sperăm că va veni cineva și va pogorâ sacul cu, sacul cu bunăstare peste România. În realitate lucrurile sunt destul de simple. Pentru oamenii ăștia, România este un loc de pe
globul pământesc, pui degetul și ajungi acolo, faci o petrecere sau o vânătoare, pe vremuri când Siriac și aducea milionarii planetei sau ai Europei, îi aducea la balc și trăgeau în mistreț. România își reconfirmă brandul, care încă o dată nu vorbim în sens negativ, brandul de, cum se numește, parc de distracții al ororilor în lume. Spunem dacă achisezi la toate poveștile care au apărut după, că aici se pregătește vânzarea castelului și un eveniment mare, adică e plin netul, dacă stai să umbli acum prin bule, găsești la motive pentru care, că s-a întâlnit oculta, că e grupul păi Bilderberg, de asta deci e o nebunie, e o nebunie. De aia suntem într-un film horror. La final, unii dintre noi nu suntem impresionați de ce poate să debiteze internetul românesc, pentru că noi știm că asta este lumea în care trăim. Uite, puteam să-l chem pe Elon Musk la Gara de Nord, să vadă acolo vampiri. Sau îl duceam prin Rahova, sau în Berceni, sau în orice oraș din România are zonele lui mai horror. Uite, horror. Mersi tare mult, Florin. Horror sunt drumurile de pe...